Ok, cum eu tot schimb pe CSGO, mi-am pierdut toate itemele de pe CS, în valoare de 180 de euro, cu această persoană. Cred că e un cont făcut așa, random, doar pentru schimb. Ce să zic, mi-a dat și bloc, și pe Steam, și pe Discord. Poți să te sun. Aici, gata, am făcea tutorial cum să intru pe, să dau share la ecran. Ok, să dau stream now. Ok, în fine. Deci, făceam de pe telefon, că nu mergea calculatorul, mergea foarte greu din vina update-ului de la Windows. Că ce update? L-am întrebat, este 100 legit, nu știu ce el, ce să zică, că doar ăla, e scammer, ce să zică și el. Sigur, sigur, e legit, e legit. Sigur, e legit, mi-am pierdut 180 de euro din inventar. Aia zic. Deci mi-a arătat el ce face, gata, trade-uri cu iteme și cu de-aia, cu chei. El gata să facă trade pe chei de Team Fortress 2 și nu știu ce. Am făcut acolo trade pe swap.gg, mi se pare. Stai unde mi-a arătat. Pe site-ul ăsta de căcat. Gata să fac trade, nu știu ce pula mea. Am făcut acolo trade pe swap.gg pentru chei de Team Fortress. Ăsta era inventarul meu. Cuțitul 100 bine. Aici atât dădea site-ul, dar pe CS Mining dădea 170 pe el. Plus restul ce mai aveam aici. Mai aveam și un music kit. Da, na. Aveam. Nu mai am nimic. Decât ăstea overstock. Atât le mai am. E ce m-a arătat cuțitul, puii mei, și că trimite SS. Deci mi-a arătat cum să fac trade, să dau aici pe Team Fortress 2, să fac trade pentru aceste chei. Eu pot să dau zoom. Așa, pot să dau zoom. Pentru aceste chei de Team Fortress 2 și ce dracu e cartonașul ăla, morții oamenii lui. Trapula în el. Cu tot schemurile ăștia. Am întrebat, mă, aute, mai departe, du-te înapoi pe Biskins, ai sunt pe Biskins, îi mă auzi, tu zici că da, ești acolo, i-am trimis mesaje. După răspunde, după 100 de ani, că mai vorbea cu încă unul, pe Discord, cum să dea mie schem, și că să caut site-ul ăsta, CS Deals. După l-am întrebat de ce, după el zice, da, frate, caută asta. Am căutat asta, am intrat pe CS Deals. Ce mă pune omul să fac? Să intru pe site-ul ăsta și să bag bani în site-ul ăsta, să iau lui, cum îi zice, să-i cumpăr lui chei pentru Team Fortress sub PSD. I-a zis că, frate, n-am bani pe car, pula mea, nu știu ce, i-am dat gata o dovadă, mă, aici mă punea să caut una mai ieftină, știi? Uite, asta, nu, ăsta era cel mai ieftin de aici. 1,75 € și 17 cenți, ce cu fi aia sub 5 ăla. Le-am arătat ăsta de aici, nu știu ce, gata. Și că mai are nevoie de încă 50. Deci chestia era să-mi dea un cuțit gamma Doppler Ruby cu aia, Ruby. Și ăla e 4000 și ceva, 5000 de euro. Și dădeam 100 și ceva pentru un cuțit de 4000 de euro aici, nebun la cap, adică nu m-am gândit pe moment, dar na. Puținul puțin am bănuit. Sigur e schem? Sigur e schem? Nu, nu e schem, zice asta. Nu e schem. E 100% legit. E ce gata, vorbea cu un prieten de-al lui retardat, băgame și pula morții lui. Oricum, vă dați seama că n-a arătat toată conversația lui cu ce a vorbit cu ratatul ăla. Am pizdat, mă, de ratat. Și că... Man, I'm crying, ok, pula mea.
Și că sună-mă, please. O să te sun. Aia făceau așa doar ca să-mi dea mie skin și să poie mei, să aștept eu după ei. Și că because he crying. Brb. Și după aia am zis ăstea cu skin pula mea. După aia a trimis un videoclip cu How I Got Scammed. Bro, so you... Și că no, this is not scam, ok? Nu e scam, nu e scam. Nu e scam. Nu mi-a dat bloc ratat-o, băga mea și pula în familia lui, nu mi-a dat bloc. Hai să-mi bat pula în el. Dacă nu se oprește filmarea, vă arăt și trade-urile. De dracu inventori. Nu mai am nimic în inventar. Ba, pula. Ce să mai zic acum? Trade history. Aici am făcut trade cu cheile alea. Pe un site, pe Cică Gigibot Trade. Aici mi-a dat ăla. Cică, ăsta-i site-ul de la Bitskins. E să-i pe dracu că mi-a... Pare level 0, ești nebun la cap. Uite, în inventar are exact cheile mele pe care le-am dat eu în pula mea. Aici mai are iteme, cred că de la alți oameni cărora le-a furat itemele. A, ah, păi 3 cenți era cu ăsta. Păi, cum să iau mă schem? Am avut și eu cuțit, gata. Am avut cuțit. Dacă vrei să-mi dați, nu știu, ceva cutii, aveți 3 link cu în descriere. Și asta este întâmplarea mea cu schemul. Aveți grijă cu cine vorbiți. Cu ei dați acces pe Steam. Și da. Aveți grijă de voi, că schemurile astea sunt multe schemuri pe lumea asta. Salut!